copilul ăsta minunat pe care îl iubesc de când striga mamă, trei soldații. Băiatul ăsta excepțional zice la chitară, dar are un glas, o fermecătură de glas. Și am să vă spun cum s-a întâmplat cu el. Ne-a chemat Bocăneț, regretatul Andu Bocăneț, ne-a chemat la o emisiune. Poate că el își aduce aminte, dar cum să nu-și aducă aminte, că băiatul aici mult. Deci e băiat isteț. L-a chemat și el cânta la cinci instrumente, la pian, la chitară, în aceeași melodie. Dar eu am filmat asta și vă promit că la emisiunea viitoare, când l-am invitat pe tânărul meu prieten, pentru că sunt foarte bun prieten cu el, știu că mama lui, asta vă spune așa, mama lui mă iubește extraordinar, eu primesc telefoane de la mama lui și de la el, care îmi spune, te-am văzut în aia, te-am văzut în cealaltă, nu ești cel mai bun, dar ești bun, ceea ce este excepțional. Ori băiatul ăsta l-am invitat și mi-a promis că va veni când îi facem o carte de vizită și am să vă prezint și acea secvență din emisiunea lui Bocăneț, Gala Lunilor, în care el, ca să zic așa, aproape debuta. Și acum, doamnelor și domnilor, băiatul excepțional pe care vi l-am chemat astăzi și care a răspuns și stă de câteva ore aici și a stricat și ăsta Sfintele Paști, pentru că el abia așteaptă să plece pe la prietenii și prietenile lui, este Laurențiu Cazan. Să trăiești, măi, Laurențiu, numai bine să-ți dea Dumnezeu și ție. Uite, urarea pe care ți-o fac eu ție, să-ți dea Dumnezeu lumină. În lumina lui Dumnezeu sunt, cred eu, că sunt toate harurile posibile. Lumina. Lumina. Lumina lui Dumnezeu. Îmi place să spun că oamenii plini de iubire, așa cum ești tu, hărăzit, ești un om lumină. Așa le spun eu oamenilor ca tine. Oameni lumină. Om lumină este mama mea, este bunica mea. Apropo, vorbeai de vârstă, bunica mea, care are 97 de ani. Să trăiască mulți înainte. Este singura dintre bunici. Care a rămas așa ca un stâlp, știi? Un stâlp. Mă sprijin pe el. Știu că există și încă mă sprijin acolo. Minunat. În satul Mânzu. Mânzu, ce nume? Mânzu din județul Buzău. Așa Andrei, se cheamă satul. Mânzu, da. E Mânzu, un sătuc. Frumos, un sătuc mic acolo. Nume excepțional. Și pe mine mă inspiră însăși existența satului. Că există acolo, există o biserică. Îmi pare rău că n-am adus o poză. Am adus dar stai că le-am spus dumnealor, da, că o să fie o emisiune în care tu ai să fii invitat ca și, da, alții pe care i-ai văzut deja și mi-ai dat telefon și atunci ai să cânți, am să pun imprimări cu tine, fotografii, am și eu o poză cu tine. Da, o să fie bine. Mi-e foarte drag de tine și de ce mi-ai este povestit de satul Mânzu reciproc și de mămica ta și de bunica ta. Lucru foarte mare. Avem nevoie de oameni lumină. O să spui, este a doua oră când ne întâlnim într-o emisiune așa, la o altă televiziune am mai întâlnit și îți mulțumesc, sunt foarte onorat de asta. Pentru ce spui asta? Spun pentru noi că suntem onorați că pentru mine, ai pentru mine este o ocazie excepțională de a spune în fața românilor noștri care te iubesc sau poate ne iubesc. Sigur, ești un om iubit, asta spun eu. Mă bucur să am această ocazie să spun în fața lor cărora te adresez, să spun cât de mult te prețuiesc și cât de onorat sunt să mă aflu în fața unui om atât de valoros, nu în care, și nu numai, și cei care au fost aici, ai avut niște invitații aici, Ioana Stana Ionescu, Mișu Fotino, Tamara Buciuceanu, ce monștri sacri, doamnelor și domnilor, este, am bucuria asta să o spun în fața și eu am bucuria camerei să de luat vedere. Pentru că, în particular, ne putem spune multe. Ne putem înjura, ne putem... Nu, să nu ne înjurăm niciodată. Da, până și înjurătura... M-ai făcut... Mie mi-a plăcut... Din partea... Nu, eu știu că tu ții la mine. Dar eu trebuie să spun, ai spus lumină. Da, e bine. Toți din jurul nostru și dumneavoastră, eu cu... Adică, Laurențiu, cu mine vă dorim ca aceste zile de Paști să fie zile lumină pentru dumneavoastră. Și am să spun o vorbă care spunea regretatul meu director, academicianul Zaharia Stancu, pe care a preluat-o Nichita Stănescu. Da. Fii atent, spunea, nu mă cert cu nimeni pentru că nu mai am timp să mă împac. Frumos spus, da, excepțional. Ai înțeles? Excepțional, da. Aud foarte mulți oameni spunând că regretă, dacă există și regrete, poate și regretele au un rol al lor,
pentru desăvârșire, pentru curățirea sufletului. Au foarte mulți oameni spunând, regret că n-am spus celui drag dispărut, părinții, cât de mult i-am iubit și cât de mult îi iubesc. Am auzit, aud foarte mulți oameni spunând chestia asta. Cântăm ceva frumos. Ce să-ți cânt? Ce mi-ai cântat o dată mie și mi-ai spus bine. Strofele astea bine. Sau, mă rog, cânte cu tot. Dar pe ăsta îl iubesc foarte tare. Da. Și, da. Nu, în Olanda mi l-ai cântat. Da. Da. Uite, un cântec pe care, sigur, toată lumea îl cunoaște. Toți românii îl cunosc, sunt olandezi care au învățat muzica românească. Mă simt mândru că pe mulți dintre ei i-am făcut, eu personal i-am făcut să învețe cântece românești. Și mulți chiar îl cunosc limba română. Îmi place nespus de mult ultima strofă. Și așa vine câte un gând, măi dorule. Și așa vine cât un gând, să plec prin păduri cântând, să plec prin păduri cântând, măi dorule. Hai cu o dată strofa asta, Florin. Și așa-mi vine cât un gând, măi dorule, Florin. Și așa-mi vine cât un gând, să plec prin păduri cântând, să plec prin păduri cântând, măi dorule. Excepțional. Cum să cânt eu cu tine, mă băiete, când tu ești Pavarotti și eu lucrez cu vocea de jos? Cânt. Numai o clipă, dacă vreți, trebuie să mă despart de dumneavoastră, dar nu pot. Dacă o să auziți și melodia mea, că și eu am dreptul să cânt, eu vă recit, eu vă țin de vorbă, îi prezint, îi laud, dar eu n-am voie să cânt un cântec de Paști. Chiar am vrut să-l dedic realizatoarea acestei emisiuni, Carmen Movileanu, care de 20 de minute îmi tot face semn, gata, termină, că oamenii au și alte treburi, trebuie să mănânce drop de miel și alte lucruri, tu ții de vorbă, te rog să mă acompaniezi. Ești re major, da? Da. Fiți atenți, re major. E pentru echipă, pentru dumneavoastră, pentru toți de aici. Dacă nu intră pe post, puteți să vă luați rămas bun de la mine, pentru că este debutul meu și am vrut să mă prezint cu acest cântec la Eurovision. Da, a intrat Nicola pe fir și mi-a tăiat macaroana. Vă rog să-mi spuneți dacă nu mi-ați fi dat mie premiul cel mare. Nu mai țin, parcă ăsta era, am repetat puțin. Tu dai drumul din alea, tu mai dai din gură. Ai vorbit destul, fii atent. Că mă dusei la târg și cumpărai un pui, și cumpărai un pui, și cumpărai un pui. Că puiul zice piri, piri, pui, mă cheamă mândrulița mea, că eu m-aș însura. Că mă dusei la târg și cumpărai o ra, și cumpărai o ra, și cumpărai o ra. Țărața zice rițața, puiul zice piri, piri, pui, mă cheamă mândrulița mea, că eu m-aș însura. Că mă dusei la târg și cumpărai o gâ, și cumpărai o gâ, și cumpărai o gâscă. Gâsca zice lipa, parața zice rițața, puiul zice piri, piri, pui, mă cheamă drulița mea, că eu m-aș însura. Mă dusei la târg și cumpărai oa, și cumpărai oa, și cumpărai oaie. Oaia zice tunde, mă gâsca zice lipa, parața zice rițața, puiul zice piri, piri, pui, mă cheamă mândrulița mea, că eu m-aș însura. Mă dusei la târg și cumpărai oa, și cumpărai puu, și cumpărai un porc. Porcul zice taie, mă, oaia zice tunde, mă gâsca zice lipa, parața zice rițața, puiul zice piri, piri, pui, mă cheamă mândrulița mea, că eu m-aș însura. Mă dusei la târg și cumpărai oa, și cumpărai o va, și cumpărai o vacă. Vaca zice mulge-mă, porcul zice taie-mă, oaia zice tunde-mă, gâsca zice lipa, parața zice rița-ța, puiul zice piri, piri, pui, mă-ncheamă mândrulița mea, că eu m-aș însura. Mă dusei la târg și cumpărai un bu, și cumpărai un bu, și cumpărai un bu, bu, zice jugă-mă calul, zice calegă vaca, zice nu am țărit calul, stai. Mă dusei la târg și cumpărai un ca, și cumpărai un ca, și cumpărai un cal. Calul zice în cale, că vaca zice mulge-mă, porcul zice taie-mă, oaia zice tunde-mă, gâsca zice ripa, parața zice rița-ța, puiul zice piri, piri, pui, mă-ngheamă mândrulița mea, că eu m-aș însura. Mă dusei la târg și cumpăr acum vine bou, 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 și mă îngheamă un bou, am cumpărat un bou, un bou, bou, zice jugă-mă, calul zice în cale, că vaca zice mulge-mă, porcul zice taie-mă, oaia zice tunde-mă, gâsca zice ripa, parața rița-ța, puiul zice piri, piri, pui, mă-ngheamă mândrulița mea, că eu m-aș însura. Și mă dusei la târg și cumpărai o fa,
Și cumpărai o fată. Și cumpărai o fată. Fata zice... Ce zice? Cum ce zice, mă? Voi nu știți ce zice fata? Nu. Fata zice... Ha, nu, fata zice, strânge-mă, bău, zice, jucă-mă, cam zice, calică, fata zice, munce-mă, nu, fata nu zice, munce-mă, bău, zice, vaca zice, munce-mă, portul zice, taie-mă, oaia zice, tunde-mă, gâscă-nce, lipă, barața, zice, rița, țapuie, zice, piripiripui, mă cheamă lupița mea, că eu m-aș îndura și mă duzei la târg și cumpărai un fo, și cumpărai un fo, și cumpărai un for, forul zice, mână-mă, fata zice, strânge-mă, bău, zice, jucă-mă, cam zice, calică, faca, zice, munce-mă, zice, puiul zice, piri, piri, pui mă cheamă mândrulița mea și eu m-am însurat. Să trăiești, mă, cazare, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Bravo, copii, echipa, ne-am bucurat cu toții că ai fost aici. Te sărut. Îți mulțumesc mult de tot. Pentru ce să mulțumesc, a fost un cadou pentru dumnealor că ai venit.